revenit la Star Matinal, iar o doamnă specială a inimii noastre, doamna Monica Tatoiu, ne-a deschis ușa casei. Mergem direct la colega noastră, Geniva din Tudor, care se află chiar acum acasă la doamna Monica Tatoiu. Bună dimineața, amândurora! Bună dimineața, Nati! Bună, Bote! Ne aflăm într-o casă de poveste alături de o doamnă de poveste. O am alături de mine pe doamna Monica Tatoiu, cu care nu îți ajung orele să vorbești despre toate amintirile pe care le are și toate poveștile cu care dânsa a venit din vacanțe. Bună ziua, doamna Tatoiu! Am în mâna mea o brățară care mi-a atras foarte mult atenția. Am luat-o de pe aeroportul din Flamingo, din Bonaire. Dacă vă place să faceți cufundări, nu mergeți la Marea Roșie. Este aducătoare de noroc. Toate amintirile sunt aducătoare de noroc dacă s-au încheiat vacanțele învățând ceva. Nu mergem în vacanțe să mâncăm la 5 stele all inclusiv, cum le place unora dintre noi. În vacanțe mergi să înveți. Alături de copii, omul adult trebuie să învețe toată viața. Vacanțele te învață istorie. Uitați, geografie. Avem aici o groașă, asta e doar o mică parte, deci, din suvenirurile pe care le are doamna Tatoiu. Ultima ieșire. Cadiz, cel mai vechi port al Europei, anul 1000 și ceva înainte de Hristos. După care Reunion, insula, apropo de ce a câștigat Simona Halep, la Saint-Denis s-a născut Roland Garros. Aici, uitați, mi-ați arătat. Da, aici e cel mai activ vulcan din lume, iar Saint-Denisul, capitala Reunionului, are aeroportul Roland Garros, pentru că Roland Garros s-a născut la Saint-Denis. Și nu a fost tenismen. N-a fost tenismen. N-a fost tenismen, a fost un mare aviator. Da? Ronda, aici unde mi-au furat mie actele. Da? La Ronda, unde Hemingway s-a inspirat pentru cine bat clopotele, de pe podul ăsta au fost aruncați 500 de prieteni ai naziștilor. Am observat aici Aici este, stai puțin, ăsta este semnul dijunului. Bufnița. Să știți că și lor le place bufnița și ei au povești cu bufniță, dar acolo bufnițele aduc noroc. La noi. Uitați, arătați-mi aici o groază de căni. Vedeți? Sunt multe căni care toate desperecheate. Care e semnificația? În fiecare dimineață beau dintr-o altă cană și călătoresc în altă parte a lumii. Unde ați fost asta dumneavoastră? Ce interesant! Windsor. Asta e Windsor. Asta de aici este Greenwich. Asta este Aberdeen pentru prăjiturele. Asta este Barcelona, recunoașteți. Asta este tot Greenwich în alt an, în care am cumpărat două cești, una pentru mine și una pentru finuța mea. Ăsta de aici negru este Vancouver. Prima dată când am fost în Vancouver. Aici, asta este pentru ceai. Asta este luată ultima excursie la ce Tokyo. Este e de la un templu unde sunt înmormântați cei 500 de samurai care au făcut o prostie, au trădat și pe urmă și-au făcut seppuku. Asta e tot de ceai din Takayama. Să știți că Vita Kobe nu e așa de bună. Am învățat și lucruri Hida, despre gastronomie. Vita Hida din Takamaya, mâncată cu niște ardei iute. Este o demență, dar nu se găsește în Europa, nu se găsește decât în Takayama. Hai. Dragii mei, noi rămânem să mai povestim cu doamna Tatoiu despre vacanțele dânsei și despre poveștile dânsei, să vă mai arătăm tot ceea ce dânsa are în casă. Atât de aici, Nati, Bote. Mulțumim foarte mult, Geni, mulțumim și